A fost alertă în Bușteni după ce un urs a fost surprins din nou pe stradă. Localnicii au fost avertizați printr-un mesaj roller că animalul sălbatic se află în zonă. Experții au declarat că urșii apar tot mai frecvent în zonă pentru a căuta mâncare, ceea ce reprezintă un pericol major pentru populație. Au fost momente de panică în Bușteni după ce un urs și-a făcut din nou apariția pe străzile din localitate. Animalul a ieșit dintr-o pădure de pe marginea drumului național 1, iar mai apoi a ajuns pe un bulevard intens circulat și și-a continuat nestingherit drumul. Autoritățile au emis un mesaj ro alert pentru a-i avertiza pe localnici că animalul sălbatic se afla în zonă. Zeci de șoferi aflați în zonă au claxonat minute în șir animalul pentru a atrage atenția asupra prezenței sale, dar și în speranța că îl vor speria. Între timp, unul dintre martori a alertat autoritățile. La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de poliție care a încercat să îndepărteze animalul cu ajutorul sirenelor. În cele din urmă, ursul s-a panicat și a fugit. Pentru locuitorii din zonă a devenit o obișnuință ca urșii să fie văzuți în oraș. De altfel, ei vin tot mai des în zonă după ce s-au obișnuit să găsească resturi de mâncare în tomberoane. În urmă cu doar o săptămână, un bărbat a fost la un pas de moarte după ce a fost atacat de urs tot în Bușteni. Salvarea sa a fost câinele său, care a pus ursul pe fugă. Experții le recomandă oamenilor ca, înainte de a pleca în drumeții, să se informeze temeinic în legătură cu traseele, să se asigure că sunt echipați corespunzător, să nu încerce să hrănească urșii și să păstreze o distanță sigură față de aceste animale pentru a evita o eventuală tragedie.